Timp de 3 zile, o echipă formată din personalul penitenciarului Giurgiu merge în liceele din municipiu pentru a le oferi elevilor detalii și pliante privind ocuparea locurilor vacante din instituțiile de învățământ aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și celelalte instituții de învățământ partenere cu specific penitenciar. Sunt mai multe forme cu care puteți să le alegeți, precum Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, eu fiind reprezentantul acestei instituții, Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, București, Institutul Medico-Militar, tot din București, pentru ofițerii medici de penitenciare, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bolcescu, din Sibiu, Academia Forțelor Tehnico-Militar din București. Și pentru cine vrea o carieră de subofițer, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, respectiv Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarabul I Pitești. Avantajele oferite de această instituție sunt asigurarea în condiții de gratuitate a cazării, mesei, echipării și cursurilor pe timpul școlarizării, garanția unui loc de muncă stabil după absolvirea cursurilor, prin departizarea într-o unitate din sistemul administrației penitenciare. Înscrierea pentru concurs are loc atât în penitenciarul Giurgiu. Campania de informare derulată la nivel național este adresată elevilor aflați în ultimii ani de liceu și vizează creșterea interesului tinerilor pentru o carieră profesională în cadrul sistemului penitenciar prin parcurgerea cursurilor unor instituții de profil. Liceenii giurgiuveni spun că sunt interesați de o carieră în acest domeniu prin prisma stabilității la locul de muncă. De ce te-ar interesa o carieră în penitenciar? Pentru a avea un salariu bun, un loc stabil de muncă, să fac o carieră, să... Te-ai mai gândit la asta până acum? Da, ar fi o idee pentru viitor. Sincer, nu m-ar interesa o carieră în poliție, dar nu m-am gândit încă. Probabil mi-ar plăcea ca să muncesc în folosul comunității, să protejez lumea și, nu știu, să fiu mai sigură pe mine, probabil. Informarea tinerilor giurgiuveni va continua în zilele următoare la celelalte licee din oraș, în vederea recrutării candidaților pentru concursul de admitere în instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.